Atmosfera pe stadionul Arena a fost destul de calmă, poate și din cauza faptului că meciul amânat din cadrul etapei a doua a play-off-ului seriei 1 a ligii a treia de fotbal dintre Foresta Suceava și Bucovina Rădăuți s-a jucat de la ora 13. A rezultat totuși un joc apric disputat de luptă în care orice greșeală în defensivă era decisivă. Partida a fost echilibrată așa cum au fost duelurile dintre formațiile sucevene de-a lungul anilor și s-a încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea gazdelor. Pe un gazon mai mult decât rezonabil, după ninsorile căzute, față în față s-au aflat două echipe care nu aveau mare secrete una față de alta. Dacă luăm în calcul faptul că Doringoian a fost antrenorul oaspeților, la fel cum Marius Lup a pregătit sucevenii. În aceste condiții a rezultat un joc aprig disputat de luptă, în care orice greșeală în defensivă era decisivă mai montați decât adversarii lor, sucevene au dominat clar prima repriză, în care au avut mai multe oportunități de a marca. La una dintre ele s-au aliniat astrele și Filip a găsit plasa porții rădăuțene. Așa cum era de anticipat pe un teren dificil după intemperiile din ultima săptămână, a fost destul de greu de revenit și construit, deși Bucovina Rădăuți a dominat repriza secundă. Au fost emoții, dar până la final nu s-a mai întâmplat nimic și Foresta a trecut de Bucovina Rădăuți cu 1-0. În urma acestui rezultat, Forest sta Suceava s-a distanțat în fruntea clasamentului.